Mă gândeam că ăsta e momentul să vorbim despre sexualitate. Because it's more unusual that people fall asleep when we are talking about sex than on other subjects. Pentru că este mult mai puțin probabil ca cineva să adormă în timpul unei astfel de subiect abordat. And it's also such an important subject within our culture. Și este un subiect așa de important în cultura noastră. For so many decades now our whole culture have been focusing so much on sex. Decenii întregi au trecut de când cultura noastră se focalizează pe sexualitate. You think of the entertainment industry. Ne gândim la tot ceea ce înseamnă partea de divertisment. Or you think of the internet or advertisement. Partea de reclame, tot ce ține de internet. And we have sex everywhere. Și avem sexualitate peste tot. And we talk about the sexual revolution. Vorbim despre revoluția sexuală. That in the West we have revolutionized our whole view of sex. Și în partea de vest am revoluționat toată această perspectivă asupra sexualității. And since I'm from Sweden, I thought I would be a good person to speak about it. Și fiind din Suedia, mă gândeam că sunt persoana potrivită pentru a vorbi despre aceste lucruri. Because unfortunately, my country has taken the lead in the whole sexual revolution. Pentru că din păcate țara din care vin a preluat conducerea în această revoluție a sexualității. We have led this march away from a traditional understanding of sex to this new understanding of sex. Am condus cumva protestul acesta, marșul acesta împotriva de la partea tradițională spre partea revoluționară a sexualității. Let's pray before we continue. Haideți să ne rugăm înainte să continuăm. Lord, we bow before you as our creator and as our Lord. Doamne, ne închinăm înaintea ta, creatorul nostru și Domnul nostru. We bow before you as our savior. Ne închinăm înaintea ta, salvatorul nostru. And Lord, we thank you that there are meaning and intention with our existence. Și Doamne, mulțumim așa de mult pentru scopul pe care l-ai dat existenței noastre. We thank you that you have good thoughts and a good will for our lives. Mulțumim că voia ta este bună și intenția ta este bună cu viața noastră. And in a culture that is so confused and so lost in many areas, we pray that you will guide us. Doamne, în cultura noastră, lucrurile acestea sunt așa de pierdute și de confuze în multe zone. Ne rugăm să ne călăuzești. Be with us this afternoon with your Holy Spirit. Te rugăm să fii cu noi în această dupămasă prin Duhul tău cel Sfânt. In the name of Jesus I pray. În numele Domnului Iisus mă rog. Amen. Amen. Someone posted this photo of a sign outside a church. Cineva a postat o poză, această poză a unui semn din afara unei biserici. It says, please, no explanations inside the church. Vă rog, nu sunt explicații în interiorul bisericii. I guess it's said to tourist guides. Cred că inițial a fost destinat celor care vin ghidului turistic, celor care vin cu echipe de turiști. Don't disturb the silence within the church room with a lot of historical explanations. În ideea de a nu deranja liniștea din biserică prin explicații cu privire la partea istorică a locației. But unfortunately, it could be a sign that is very typical for many churches. Dar din păcate poate fi o realitate care este adevărată în dreptul multor biserici. No explanations inside the church. Fără explicații în cadrul bisericii. We just preach and proclaim. Predicăm și proclamăm. We don't explain and defend. Dar nu explicăm și nu apărăm. And this becomes increasingly problematic if we just proclaim a Christian view of sex. Și a devenit destul de problematic dacă doar proclamăm viziunea aceasta creștină cu privire la sexualitate. We need also to explain and defend it. Trebuie să nu doar să o proclamăm, ci să o și explicăm și să o apărăm. When we do that, we need to be very careful with each other. Și când facem lucrul ăsta, trebuie să fim foarte atenți unii cu alții. All of us comes with a history in relationship to sex. Toți venim cu un istoric în relație cu acest subiect al sexualității. Things we have done or things others have done to us. Lucruri pe care le-am făcut sau care ni s-au făcut.
And we have like a backpack. What's the English? Back. I understand. The word. Okay. Avem o încărcătură din punctul acesta de vedere. And there can be a lot of pain and guilt and shame. Pentru unii, încărcătura aceasta este una de durere, de vinovăție, de rușine. And we can come with a lot of hurt. Alții pot fi chiar răniți. Therefore we need to have a humble and grace-filled. De aceea trebuie să, atunci când discutăm, trebuie să avem o atitudine de bunătate, de atenție, de a grace-filled communication or dialogue about sex. O comunicare plină de har și din acest punct de vedere. As soon as we as human beings are going to discuss ethical issues about right and wrong, din capul locului când discutăm despre chestiuni etice, lucruri legate despre bine și rău, we come into the conflict between ideals and realities. Ajungem la conflictul dintre ideal și realitate. So we have a certain ideal. Avem un anume ideal, un anumit ideal. And then we have a reality that we have not lived up to that. Și mai apoi avem o realitate potrivit căreia nu am ajuns idealul respectiv. So we have an ideal like you should not lie. De exemplu, avem un ideal să nu minți. Have you lied anytime? Vi s-a întâmplat să mințiți? Some of you nodded and the rest of you lied right now. Unii ați dat din cap și ceilalți ați mințit chiar acum. So we all agree you shouldn't lie. Deci cu toții suntem de acord că nu trebuie să mințim. And we all have an experience of not telling the truth. Și în același timp cu toții avem o experiență în care am avut situații în care n-am spus adevărul. So what now? What's between the difference between ideal and reality? Cum ne raportăm la această diferență dintre ideal și realitate? It's the same when we come into the area of sex. Este același lucru atunci când abordăm tema sexualității. Some churches, they choose to solve this dilemma by lowering the ethical bar. Unele biserici aleg să rezolve această dilemă coborând ștacheta aceasta etică. So they just adjust ideals after our fallen reality. Ce fac ei este să-și ajusteze idealul realității căzute din punct de vedere etic. So that's the liberal theology. Asta este teologia liberală. Amongst many Bible-believing churches, they try to solve it another way. Este o altă grupare de biserici care cred în cuvântul lui Dumnezeu. By hypocrisy and harshness. Și care încearcă să rezolve această problemă prin având o atitudine mai degrabă de ipocrizie și de duritate. Everyone pretends that there's no problem here at all. Și în astfel de contexte toți se prefac că nu există nici o problemă. And the key thing is not to be exposed. Și partea cheie este să nu fii descoperit. Because if it's exposed that you have not lived up to the ideal, you're kicked out of the community. Pentru că dacă se descoperă că nu trăiești potrivit idealului, ești dat afară din comunitate. That's a very ugly picture. E o imagine foarte urâtă. The gospel solution to this difference between ideals and our realities is different. Soluția biblică diferenței acestea dintre ideal și realitate este diferită. The solution is God's grace that we are forgiven for our history. Soluția este harul lui Dumnezeu și anume faptul că suntem iertați pentru istoricul nostru. And the solution is God's spirit. Și soluția este Duhul lui Dumnezeu that helps us to walk closer to the ideals. Care ne ajută să umblăm cât de aproape se poate de aceste idealuri. So I hope we can have a discussion which is based on the gospel. Sper că putem să avem o discuție care este bazată pe Evanghelie. On God's grace, forgiveness. Pe harul lui Dumnezeu, pe iertare. And God's spirit to live a sanctified life. Și pe Duhul lui Dumnezeu care ne ajută să trăim vieți sfinte. In one presentation yesterday, I talked about comparing the alternatives. Într-o prezentare ieri am vorbit despre a compara
alternativele. Let's start with that. Haideți să pornim de aici. How have human beings been thinking about sex historically? Cum s-au gândit ființele umane la sexualitate din punct de vedere istoric? I would argue that there's basically four different perspectives on sex. Aș vrea să susțin faptul că există patru mari păreri diferite când vine vorba de sexualitate. The first view you could call a boundless view of sex. Prima perspectivă este una fără granițe, fără margini, so, o perspectivă. People try to push the limits as much as possible. Perspectivă în care oamenii încearcă să împingă limitele cât de mult se poate. So they say, sex is natural, sex is good. Spun ei, sexualitatea e ceva natural, ceva bun. Let's have as much sex in as much constellations as possible. Să facem lucrul ăsta cât de des și cât de mult se poate. It's the kind of Playboy philosophy. Este o filozofie asemănătoare cu cea de la Playboy. But that is not unique to the US or Hugh Hefner. You find it in human history. Nu-i unică în Statele Unite sau cu Hugh Hefner. Găsim lucrul ăsta peste tot. It's a view that focuses on quantity, to have a lot of sex, not quality, the meaning of sex. Este o perspectivă care se concentrează pe cantitate, nu pe calitate. And of course a lot of people had looked at that view and said this is ugly. Sigur că mulți oameni se uită la o astfel de perspectivă și spun e urâtă. People are using other people just for their sexual pleasure. Oameni care folosesc pe alții doar pentru a-și împlini această nevoie și această plăcere. So then you have other cultures going the opposite direction. Ai alte culturi care merg în extrema cealaltă. Let's suppress sex as much as possible. Hai să suprimăm această dorință și perspectivă sexuală cât se poate de mult. Of course we need to have sex in order to procreate. Sigur că avem nevoie de lucrul ăsta ca să putem procrea. Humanity would disappear if we don't have sex. Umanitatea ar dispărea fără. But this is kind of necessary evil, you can say. Este un fel de rău necesar, ar spune unii. So we should have as little sex as possible and don't enjoy it while doing it. Ar trebui să fie cât de puțin și cât de fără plăcere. You can find this view in some Greek philosophy. Putem găsi o astfel de perspectivă în filozofia greacă. The body is low and dirty. Trupul este depravat. So we should try to disconnect our souls from our bodies. Ar trebui să cumva să deconectăm sufletul de trupul nostru. Because all important and beautiful things are related to the soul and to the spiritual world. Pentru că toate lucrurile frumoase și importante sunt legate de sufletul nostru și de Creator. And fortunately that view crept in amongst the church fathers. Din păcate această perspectivă a intrat și în mintea părinților bisericii. So some of these church fathers said sex is only for procreation. Și unii dintre ei au afirmat că sexualitatea este potrivită doar pentru a crea urmași. All sexual desire came after the fall, they said. Și toată dorința sexuală, spuneau ei, au venit după cădere. And for a Christian couple, they should have sex without enjoying it. Și creștinii ar trebui să practice lucrul acesta fără să se bucure de el. It should be without passion and desire and lust. Trebuie să fie fără pasiune, fără dorință și fără poftă. Okay, so that's the opposite view. Asta este perspectiva la extrema cealaltă. A third view would be very different and say sex is divine. O a treia perspectivă ar fi destul de diferită și ar spune că sexualitatea este ceva divin. Sex is a way to connect with God. Este un mod de a ne conecta cu divinitatea. Religious ecstasy and the orgasm can go together. Partea aceasta de plăcere maximă sunt lucruri care merg împreună. We know that from some Hindu traditions that like the tantric tradition. Știm lucrul acesta din religii hinduiste. And if you read the Old Testament, you know it was plenty of that around Israel. Și citind în Vechiul Testament, știm că în Israel era lucrul acesta prezent. So they had, the other peoples had temples. Ceilalți aveau temple. And at the temples there were temple prostitutes. Și în temple aveau aceste locuri în care practicau prostituția. And you went to the temple to worship God. Mergeau la templu ca să mergeau la templu să te închin lui Dumnezeu.
And you did that by having sex with the temple prostitutes. Și se întâmpla lucrul ăsta având astfel de relații cu cele care erau acolo pentru așa ceva. And there were even some really low periods in the history of Israel. Și erau au fost câteva perioade în poporul Israel. And they moved in temple prostitutes in the temple of Jerusalem. În care au mutat prostituatele de la temple în templul din Ierusalim. In the Roman world when Paul traveled with the gospel. În lumea romană, atunci când Pavel a călătorit cu Evanghelia, there were thousands of tens of thousands of temple prostitutes. Erau zeci de mii de prostituate la templu. That was one of the problems in the city of Corinth. Asta a fost una dintre problemele din Corint. That there was so much temple prostitution and some new Christian men continue with that tradition. Erau a devenit o problemă a faptului că fiind așa de multe prostituate la templu, chiar unii dintre bărbații creștini nou convertiți continuau un astfel de stil de viață. The fourth view of thinking about sex is what can be called a balanced view. Cea de-a patra perspectivă este cea pe care o putem numi perspectivă echilibrată. Where cultures try to define an area. Unde cultura încearcă să definească o zonă. When they say inside this area, sex is good and positive and can be explored. Și în această zonă definită bine, sexualitatea este bună și poate să fie folosită spre bine. But outside that area, sex takes on another and destructive dimension. Dar în afara acestei zone, ea devine destructivă și ia o astfel de atitudine. Cultures have not always agreed on the exact borders of this area. Culturile nu au căzut întotdeauna de acord pe granițele exacte ale acestei culturi, ale acestei zone. But the view is that inside a certain area, sex can be affirmed and enjoyed, and outside, it takes on another dimension. Dar perspectiva este că în această zonă sexualitatea poate să fie bună și poate să aducă beneficii, iar în afară este destructivă. And in the Western world, you can say we have very, in a very high speed, moved from a balanced view to a boundless view. În lumea vestică, ce s-a întâmplat este că am avut avem o mișcare foarte rapidă dinspre o zonă echilibrată înspre o zonă fără limite, fără granițe. And that is what we call the sexual revolution. Și asta e ceea ce numim revoluția sexuală. So, let's say something about the sexual revolution. Deci, câteva lucruri despre această revoluție sexuală. Here is one of the symbols of the sexual revolution, a Swedish actress. Una dintre simbolurile revoluției sexuale, o actriță suedeză. It's the Swedish sex symbol Anita Ekberg from Fellini's movie La Dolce Vita. Este simbolul sexualității din acest film La Dolce Vita. But that was just a cultural expression of something that's gone on for a long time in Europe. Lucrul acesta este de fapt o expresie culturală a ceva ce se întâmplă de foarte mult timp în Europa. This movie was in the beginning of the 60s. Filmul acesta a fost făcut undeva la începutul anilor 60. And it depicts a number of young trendy people exploring sexuality in Rome. Portretizează un număr de tineri care explorează sexualitatea. But the sexual revolution did not start in Sweden in the 60s, it started earlier in Germany in the 30s. Revoluția aceasta, în schimb, nu a pornit în Suedia în 60, ci mai degrabă în Germania, undeva la începutul anilor 30. And the man who coined the phrase the sexual revolution was a Austrian-German man named Wilhelm Reich. Și cel care a fost instrumental în această revoluție a fost Wilhelm Reich. And he said that the traditions according the traditional view of sex is, quote, the dead trying to suffocate the living. Și el a spus că viziunea aceasta tradițională nu e altceva decât acel mort care încearcă să strângă de gât pe cel viu. And he wrote a book called The Sexual Revolution. Și el a scris o carte care se intitulează exact așa, Revoluția Sexuală.
So he said tradition has had this area where we can have sex. Spunea el, tradiția a delimitat o astfel de zonă în care lucrul acesta este sigur. But we need to tear down all those boundaries. Dar ce trebuie să facem noi este să dărâmăm toate aceste garduri. And there is now, he said, a sexual revolution in progress and no power on earth will stop it. Și spunea el, este acum o revoluție în desfășurare și nicio putere de pe pământ nu o poate opri. And unfortunately, it looks like his prophecy was right. Și din păcate se pare că profeția sa oarecum se împlinește, a avut dreptate. And for him the whole meaning of life was the sexual experience. Și pentru el această experiență a fost tot ceea ce însemna viața. So he could say the pleasure of living and the pleasure of orgasm are identical. Plăcerea trăirii și plăcerea rezultată sunt identice, spune el. Here is the revolution he wanted to see. Iată revoluția pe care o căuta. An abolition of the lifelong monogamous marriage. Spunea el cumva abolirea relațiilor monogame, căsătorilor monogame pe tot parcursul vieții. Of course you can have sex in a lifelong marriage. Sigur că poți să te bucuri de relații sexuale pe tot parcursul vieții de căsătorie. But you must also be free to have sex in all other circumstances. Dar spunea el, poți să fii liber și ar trebui să fii liber să faci lucrul acesta în orice alt domeniu. We must, he said, encourage infantile, that's kids and adolescent sexuality. Trebuie să încurajăm, tot el spunea, adolescenții și copiii în dezvoltarea lor sexuală. Everyone should just be encouraged to express themselves sexually. Și fiecare ar trebui să fie încurajat să se exprime. To try to suppress, to hold back your sexuality is dangerous. Să încerci să suprimi această pornire sau acest lucru este periculos. Abstinence is destructive. Abstinența este destructiv. You should just express yourself sexually. Și tot ce trebuie să faci este să te exprimi din acest punct de vedere. And the category of sexual perversion should be eliminated. Categoria aceasta a perversiunilor ar trebui eliminată cu totul. So the perverse is what is besides how it should be. Noi numim lucruri care sunt perversiuni tot ceea ce este în afara ceea ce trebuie să fie, ce ar fi normal. But there is no way it should be. Dar din moment ce nu există o normalitate, un mod de a fi, and therefore nothing is perverse. Nimic nu s-ar încadra în cea de-a doua categorie. And everything you want to do, you can do. Și tot ceea ce vrei să faci, ești liber să faci. If you look at this list, you have to say that Wilhelm Reich has been very successful. Dacă ne uităm la această listă, trebuie să realizăm că Wilhelm Reich a fost destul de plin de succes. At least in my country, all points have become a reality except one. Cel puțin în țara mea toate aceste puncte au devenit realitate, toate cu excepția uneia. There's still a strong boundaries again around children. Este încă o graniță destul de puternică în jurul copiilor. We still keep children and sex separate. Păstrăm încă copiii și sexualitatea separat. But in all the other points of his revolution, they have become true. Dar în toate celelalte puncte ale revoluției acesteia, ele au devenit realitate deja. But if you really want to understand the sexual revolution, you cannot go to Sweden in the 60s or Berlin in the 20s and 30s. Dar dacă vrei să înțelegi revoluția aceasta, nu poți să te duci doar în Suedia în anii 60 sau în Germania în finalul anilor 20, începutul anilor 30. You have to go to the Enlightenment and the French Revolution. Trebuie să te duci până la iluminism și la revoluția franceză. And there you find Marquis de Sade. Și apoi îl găsim pe Marquis de Sade. It is from his last name we have the word sadism. De la numele lui avem cuvântul sadism. To find pleasure in afflicting pain in others. Lucru care rezultă din a găsi plăcere, care înseamnă a găsi plăcere din suferința altora. And Marquis de Sade, he understood the Enlightenment thinking.
Acest marxist de Sade a înțeles gândirea din spatele iluminismului. The Enlightenment thinking said there is no God. Gândirea iluminismului a spus, filozofia iluminismului a spus, nu există Dumnezeu. We are on our own as human beings. Suntem de unii singuri ca oameni. Since there is no God, we can define life ourselves. Din moment ce nu există Dumnezeu, noi ca oameni putem defini viața. And Marquis de Sade applied that to sexuality. Și aplicat lucrul acesta și sexualității. So I'm free to do whatever I can do sexually. Sunt liber să fac tot ceea ce vreau din punct de vedere sexual. And he lived the most horrible life himself. Și a trăit una dintre cele mai groaznice vieți el însuși. And wrote the most horrible books about sexuality. Și a scris cele mai groaznice lucruri despre sexualitate. Where he is taking away nearly all kinds of limitations. Unde practic demontează toate mecanismele limitărilor. The whole point of the sexual revolution is to separate sex from its wider context. Toată ideea revoluției sexuale este să despartă sexul de contextul larg. So of course you can have sex in a marriage, but you can also have sex outside marriage. Și el spune, poți să te bucuri de lucrul ăsta în căsătorie, dar te poți bucura și în afara căsătoriei. Of course you can have sex with someone you love, but you can also have sex with some person you don't love. Sigur că poți să ai parte de această experiență cu cineva pe care îl iubești, dar poți, spune el, și cu cineva pe care nu iubești. So you play badminton with some of your friends. La fel cum joci badminton cu unii prieteni. But you don't have specific feelings for that person, it's just you play badminton. Dar n-ai neapărat sentimente față de ei, ci pur și simplu joci badminton. And with some other persons you know, you can have sex. Și în același fel și cu alții pe care îi cunoști. It's not that you have certain feelings for them, it's just good to have sex. Nu că ai dezvoltat sentimente, ci pur și simplu se întâmplă lucrurile. So you can have a badminton partner and you can have a sexual partner. Poți să ai un partener de badminton, poți să ai un partener de astfel de plăcere. So you can have sex in a permanent relationship or you can have a one night stand. Poți să ai relații permanente sau poți să ai aventuri de noapte. Of course, procreation, if you want to procreate and have children, you need to have sex. Ca să putem procrea, evident trebuie să avem astfel de relații. But through contraceptions, we can ignore the whole procreation side if we want. Dar sunt metode care pot evita partea aceasta de procreere. And when we think of our own bodies, atunci când ne gândim la trupurile noastre, we can just ignore the signals from our bodies. Putem ignora semnalele care vin din partea trupurilor noastre. And we can just be guided by our inner feeling. Și să fim doar conduși de sentimentele noastre interioare. And the latest there is of course that you can feel that you are a woman trapped in a man's body. Și sigur cu având ca și punct culminant ceea ce vedeți astăzi și vedem astăzi în societate că se pot unii simți o de exemplu o femeie prinsă în corpul unui bărbat. What happened there back in the enlightened time and enlightenment with the Marquis de Sade? Ce s-a întâmplat atunci în vremea iluminismului cu acest marchis de Sade? That affected very few people originally at that time. A afectat destul de puțin oameni în acel moment. But from the 60s on, it has taken over our culture. Dar din anii 60 încoace, lucrul acesta a preluat controlul în cultura noastră. What has the consequences been? Care au fost consecințele? Every revolution promises freedom and a glorious future. Fiecare revoluție promite libertate și un viitor glorios. You can think of the communist revolution. Ne putem gândi la revoluția comunistă. It came with fantastic promises of a golden future. Revoluția aceasta a venit cu promisiuni fantastice a unui viitor de aur. But most revolutions that do not live up to their promises. Dar cele mai multe revoluții, astfel de revoluții de sisteme de schimbare, n-au ajuns să-și împlinească promisiunile. In many cases it's worse than before the revolution. În foarte multe cazuri, situația, realitatea este mai rea decât ceea ce a fost înainte. Now we can actually evaluate the sexual revolution. Acum putem într-adevăr și evalua
ceea ce s-a întâmplat în revoluția aceasta sexuală. We have many decades now when we have tried the sexual revolution and we know the consequences. Și asta pentru că avem foarte multe decenii în care lucrul acesta s-a încercat și avem o perioadă în care putem vedea rezultatele. If we have had a lot of time, I could go through the statistics for Sweden. Dacă am fi avut mai mult timp, am fi putut trece prin statisticile din Suedia. In area after area, it can be shown that the revolution has been negative. În zonă după zonă după zonă pot să vă arăt că revoluția a avut efecte negative. And people are suffering because of the sexual revolution. Și oamenii suferă realmente datorită acestei revoluții. We can think of family stability. Ne putem gândi, de exemplu, la stabilitatea familiilor. 100 years ago, around 2% of marriages ended in divorce. Acum 100 de ani, 2% din căsătorii sfârșeau în divorț. Now it's over 50%. Acum este peste 50%. There's an enormous pain in that we cannot keep long-term relationships any longer. Este o suferință cumplită prin faptul că nu putem menține căsătorii pentru termen lung. We can think of abortion. Ne gândim la avorturi. Unwanted pregnancies is the result of how we live sexually. Sarcinile nedorite sunt rezultatul felului larg în care vedem partea aceasta de sexualitate. In my little country, 37,000 unborn babies are killed every year. În Suedia, peste 37,000 de copii sunt omorâți în fiecare an. That is 37,000 babies that are 37,000 women and 37,000 dads. There's a lot of pain there. Imaginați-vă 37,000 de copilași. Asta înseamnă 37,000 de mame, 37,000 de tați. E o durere cumplită acolo. We could look at the sexual transmitted disease. Ne putem uita la bolile transmise pe această cale. It's an epidemic. Este o epidemie. And for a long time people have thought, well, we have penicillin. Pentru multă vreme oamenii au zis avem penicilină. But now for a number of the diseases it does not work any longer. Dar într-un număr mare de boli astăzi lucrul acesta nu mai funcționează. We can think of chlamydia, which is a very serious disease. Ne putem gândi la o altă boală și la alte boli care sunt serioase. Because one of the consequences can be infertility for the woman. Pentru că ele pot cauza chiar infertilitate. And we could go through areas after areas and see there are so many negative consequences. Și putem merge zonă după zonă după zonă și să vedem că sunt așa de multe consecințe negative. We can think of the epidemic of pornography. Ne putem gândi la pornografie. Which is omnipresent in today's world. Care este aproape peste tot prezentă astăzi în lume. In Sweden, which is one of the most equal countries in the world. În Suedia, unde o țară care promovează egalitatea poate cel mai mult din lume. With a strong emphasis on the equality of men and women. Egalitatea dintre bărbați și femeie. With a very strong welfare system, so no one has really to worry about their financial situation. Cu un sistem social foarte bine pus la punct, în așa fel încât sunt foarte puțini care duc lipsă din punct de vedere material. The number of young women that are struggling mentally with mental illness is skyrocketing. Numărul tinerelor care se confruntă cu boli mentale este într-o creștere vertiginoasă. And no one really understands why. Și nu prea înțelege nimeni de ce. In such a rich country, why are young people struggling with mental health? Într-o țară atât de bogată, de ce se confruntă tinerii într-un mod atât de vertiginos cu probleme mentale? And of course, it's a complex issue with many, many reasons for that. Sigur că chestiunea este una complexă cu multe cauze. But I'm quite convinced that the sexual revolution is one of the real causes behind it. Dar sunt foarte convins că revoluția aceasta sexuală este una dintre marile cauze din spate. Let's be honest here. There has been some good fruits of the sexual revolution. Sunt câteva lucruri pozitive din această revoluție. So it's a good thing that we talk so much more open about sex.
Unul dintre ele ar fi faptul că putem să vorbim mai deschis despre aceste lucruri. It's a good thing that we have knowledge about our bodies and about sexuality. Faptul că avem cunoștințe mai multe despre trupurile noastre și despre sexualitate. The sexual revolution has elevated female sexuality to the same level as male sexuality, and that's good. Și din punctul acesta de vedere și femeia a fost adusă la același nivel cu bărbatul. Historically, it has been male sexuality at the center and female sexuality has been ignored. Din punct de vedere istoric, sexualitatea masculină a fost cea dominantă. So let me be clear, there has been some positive effects of the sexual revolution. Fost câteva efecte pozitive ale acestei revoluții. But there has also been really devastating consequences of the sexual revolution. Dar în același timp au fost multe consecințe devastatoare. And even if I ignore God and I ignore the Bible, I would say the revolution is a failure. Și chiar dacă ar fi să scot din discuție Dumnezeu și Scriptura, revoluția aceasta este un eșec. And this is, I would say, this is not me as a Christian saying this. Asta nu sunt eu ca și creștin spunând următoarele lucruri. We can think of the Me Too movement. Putem să ne gândim la mișcarea aceasta Me Too. It's so obvious that we have not solved the whole question of sexuality in a good way. E atât de evident că nu s-a rezolvat problema aceasta sexualității prin această mișcare. On the other hand, the sexual revolution has given a free pass to men to use women. De cealaltă parte, toată această revoluție a dat un fel de cec în alb bărbaților să folosească femeile. Listen here to Fukuyama, who is a historian and a sociologist. Ascultați ce spune Fukuyama, care este un istoric. He describes the last 50 years of Western history. El descrie ultimii 50 de ani. And this is what he said. One of the greatest frauds perpetrated during the Great Disruption, the last 50 years, was the notion that the sexual revolution was gender neutral, benefiting women and men equally, and that it somehow had a kinship with the feminist revolution. In fact, the sexual revolution served the interests of men, and in the end put sharp limits on the gains that women might otherwise have experienced from their liberation from traditional roles. Una dintre cele mai mari fraude sau înșelăciuni transmisă în partea aceasta de revoluție a fost noțiunea că revoluția sexuală este cumva neutră din punct de vedere al genului, beneficiind în mod egal și femeile și bărbații din ea, și acum are un fel de corespondent cu revoluția feministă. De fapt, revoluția sexuală n-a făcut altceva decât să servească intereselor bărbaților și, în final, să pună limite clare pe ceea ce a însemnat lucrurile pe care femeile pot să le dobândească, lucruri pe care ele le-au așteptat cumva ca o eliberare din aceste roluri tradiționale. So I don't think we have been in a better position during my lifetime than today in terms of offering an alternative view of sex. Nu cred că am ajuns într-o poziție mai bună și vom ajunge într-o poziție mai bună pe parcursul vieții noastre oferind astfel de alternative. So let me then try to shortly explain what is the Christian view of sex. Haideți să explic foarte pe scurt care este perspectiva creștină asupra sexualității. I like this quote from Groucho Marx. Îmi place acest citat din Groucho Marx. He says, I think sex is here to stay. Cred că sexualitatea este aici ca să rămână. And I think he's right. Și cred că are dreptate. It means we need to think through this area of life. Adică trebuie, ceea ce spune este că trebuie să ne confruntăm cu lucrul ăsta, trebuie să fim conștienți și să ne confruntăm cu asta. It is a fundamental aspect of being a human being that we are sexual. Este un aspect fundamental al nostru ca ființe umane. The American theologian George Weigel, he says this. Teologul american George Weigel spune următoarele. For the Christian, the first moral question shifts from what am I forbidden to do to how do I live a life of sexual love that conforms to my dignity as a human person. Pentru un creștin, prima întrebare morală
se trece de la ce am, care sunt lucrurile care îmi sunt interzise, la cum să trăiesc o viață, o dragoste sexuală, în așa fel încât să mă conformez, să conformez lucrul acesta demnității și felul în care Dumnezeu m-a creat. I think that is a very good perspective. Cred că lucrul acesta este, cred că perspectiva aceasta este una foarte bună. Too much of Christian teaching on sex has been focused on the limits, what am I forbidden to do? Foarte mult din învățătura creștină cu privire la sexualitate s-a focalizat pe limite, pe ceea ce mi este interzis să fac. We should start with the question, what is the meaning of sex? Probabil că ar trebui să începem cu această întrebare, care este sensul sau semnificația? Of course there is a place to discuss the limits and what is forbidden. Sigur că este un loc special în care discutăm lucrul ăsta, care sunt limitele și care sunt lucrurile care îmi sunt interzise. But that must come as a consequence of understanding the meaning of sex. Dar acesta ar trebui să vină ca o consecință al înțelegerii sensului sexualității. In the Bible there is a strong affirmation of sex. Scriptura vorbește într-un mod pozitiv despre sexualitate. Our bodies and our sexuality, they are created by God. Trupurile noastre și sexualitatea noastră sunt create de Dumnezeu. And the first thing God told human beings were have sex. Și primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus oamenilor a fost să procreeze. Or to quote God more correctly. Sau să-l citesc pe Dumnezeu mai corect. Be fruitful and multiply. Creșteți, înmulțiți-vă. That's the first words from God's mouth to the human being. Fost primele cuvinte relatate către ființele umane. And it includes sex. Și lucrul acesta a inclus și sexualitatea. And if we read the Old Testament book, the Song of Songs, citind din Cântarea Cântărilor, din cartea din Vechiul Testament, we find this wonderful celebration of beauty and of the bodies and of longing and of desires. Găsim o celebrare minunată a tot ceea ce înseamnă frumusețe, trup și toate aceste dorințe. It's filled with impressions of the eyes and of smells. Este plin de imagine și de lucruri care vin pe calea aceasta simțurilor, a văzului, a mirosului. It is a love song about the beauty of being created male and female. Un cântec de dragoste despre frumusețea faptului că suntem creați bărbați și femeie. And the beauty of romance and passion and the erotic. Și frumusețea aceasta a romantismului, a pasiunilor. But it's placed within the unique relationship of one man and one woman, and it talks about the wedding. Dar toate acestea sunt puse într-un cadru special, în primul rând între bărbați și femeie și mai apoi în contextul căsătoriei. In the Gospels, some people came with questions about marriage and divorce and remarriage to Jesus. În Evanghelii avem situații în care unii au venit la Domnul Iisus Hristos cu niște întrebări despre căsătorie, divorț, recăsătorire. It's very interesting that Jesus did not answer them directly. Interesant că Domnul nu le-a răspuns direct. Because their question is, can a man divorce his wife for any reasons? Pentru că întrebarea lor a fost, poate un om să divorțeze de soția lui pentru orice motiv? So Jesus gives us the exact details of when is a divorce allowed. Deci, Doamne, dă-ne un răspuns exact când este divorțul permis. And then Jesus moves the discussion to, okay, let us first think about God's meaning with marriage. Și Domnul nu face altceva decât să mute lucrurile și să spună, hai să vedem care este intenția lui Dumnezeu cu căsătoria. And he then quotes from Genesis 1 and from Genesis 2. Și mai apoi citează din Geneza, din capitolul 1 și 2. Here you find God's will for male, female and marriage. Aici găsim voia lui Dumnezeu cu privire la bărbat și la femeie. So it says, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, quote from Genesis 1, and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. That's a quote from Genesis 2. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.
Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. So Jesus takes us back to creation. Domnul Iisus ne duce înapoi la creație. And in the creation story, we can hear God giving a definition of his thinking about marriage. Și în această istorie a creației, îl auzim pe Dumnezeu și îl vedem pe Dumnezeu dând o definiție a ceea ce înseamnă familia și felul în care a gândit căsătoria. If we take the part that is quoted from Genesis 2, we find five aspects of marriage. Dacă luăm partea din Geneza capitolul 2, găsim 5 aspecte esențiale ale căsătoriei. God's will is that for marriage to be monogamous. Voia lui Dumnezeu pentru căsătorie este în primul rând să fie monogamă. It's a man and his wife. Este un bărbat și soția lui, o femeie. So polygamy is besides God's will. Poligamia este în afara voii lui Dumnezeu. So when people in the Old Testament had several wives, they went against God's will. Când oamenii în Vechiul Testament au avut mai multe soții, ei au fost în afara voii lui Dumnezeu în acest aspect. It's a heterosexual relationship. Este mai apoi o relație heterosexuală. It's a man and his wife. Este o relație dintre un bărbat și o soție, o femeie. And that is confirmed in a number of other places in the Bible. Și lucrul acesta este confirmat și în alte locuri din Biblie. Secondly, marriage is a relationship that means a change of your social status. În cel de-al doilea rând, căsătoria este locul în care se schimbă statusul social. A man shall leave his father and mother. Un bărbat trebuie să-și părăsească mama și sau omul trebuie să părăsească pe tatăl și pe mama sa. I don't think we feel the force of that in our culture. Nu simțim divorț aici în cultura noastră. You know, this is said in antiquity. Lucrul acesta este spus în antichitate. And you are supposed to honor your father and mother, not leave them. Și trebuie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, nu să-i părăsești. But when you get married, you start a new social unit. You leave what you come from to start something new. Dar atunci când te căsătorești, de fapt, pornești o nouă entitate, o unitate nouă și părăsești pe cea veche. And that new unit needs to be recognized by the rest of the community. Și această nouă unitate trebuie să fie recunoscută de restul comunității. And therefore marriage is an official thing. Deci căsătoria este un lucru oficial. Two persons who just move in together, they are not married. Două persoane care se mută împreună nu sunt căsătorite. And ideally, this should be a lifelong relationship. Și lucrul acesta trebuie să fie o relație pe toată durata vieții. The man should hold fast to his wife. Bărbatul trebuie să se țină de nevastă sa. Of course we know in a fallen world there are situations where this can a marriage falls apart. Știm că în lumea căzută sunt situații în care lucrul acesta se întâmplă și căsătoriile se destramă. And even Jesus acknowledges there are situations where divorce is possible. Și chiar Domnul Iisus Hristos recunoaște această realitate a situațiilor în care apare divorțul. But the ideal is the lifelong fidelity, lifelong marriage. Dar ceea ce Dumnezeu a intenționat este fidelitatea pe tot parcursul vieții. And this union is this relationship is completed in the sexual union. Și relația aceasta este completată în uniunea aceasta sexuală. I have noticed that a lot of Christians think that you become married by having sex. Am observat că sunt mulți care gândesc că căsătoria se întâmplă în momentul în care apar relațiile sexuale. As if marriage is established by the sexual union. Ca și când căsătoria ar fi instituită de această unire. That is not the biblical view. Clar, lucrul acesta nu este perspectiva biblică. Firstly, practically speaking, it's a view that is impossible to hold. Practic este, chiar și practic este o perspectivă pe care nu o poți susține.
I cannot say to people in Sweden that they are married to everyone they have had sex with. Nu pot numi pe cei din Suedia căsătoriți odată ce au avut astfel de relații. That is not a serious option. Asta nu e o opțiune serioasă. But more importantly, dar mai important, in the Bible a marriage is not established by having sex with someone. În Biblie o căsătorie nu este bazată în momentul relațiilor sexuale. To have sex outside marriage is called porneia, illicit sexual relationship. Tocmai pentru că avea relații în afara căsătoriei, lucrul acesta este numit relații ilicite. It's not the way how you establish a marriage. Nu este modul în care să stabilim căsătoria. And if we think of a marriage ceremony in the church or before the state authorities? Dacă ne gândim la o ceremonie de căsătorie, fie în biserică sau în fața statului, we can see that it is the promises that establish the marriage. Putem vedea ușor că de fapt promisiunile, legământul este lucrul pe care se fundamentează o căsătorie. So the man and the woman are asked, do you take this man, do you take this woman? Deci, bărbatul și femeia sunt întrebați pe rând, iei această femeie, iei acest bărbat? And after both have said yes, și după ce amândoi au spus da, the officiants say, I hereby declare you man and wife. Cel care oficiază spune, acum vă declar soț și soție. So the marriage is established by the covenant. Căsătoria este stabilită pe legământ. And it's completed by the sexual union. Și este completată de această unire sexuală. Where you say with your body what you already have said with your mouth. Momentul acela în care cu trupul tău spui ceea ce de fapt ai spus prin cuvintele tale. With your mouth you have said, I want to belong with you for the rest of my life. Cu cuvintele am spus vreau să aparțin ție pentru tot restul vieții. And in the sexual union you give yourself to that person. Și în unirea aceasta te dai practic celelalte persoane. This is the biblical view that marriage is a covenant. Aceasta este perspectiva biblică a faptului că căsătoria este un legământ. And in the New Testament, în Noul Testament, it is said that marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. That is Hebrew chapter 13 verse 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. So the Christian view is a view that affirms sexuality as a good gift from God. Perspectiva creștină afirmă sexualitatea ca fiind un dar din partea lui Dumnezeu. And a very positive view of sex. Și o perspectivă foarte pozitivă asupra sexualității. But it paints a certain area where sex should be explored. Dar vedeți, delimitează o anumită zonă în care aceste lucruri sunt permise. And that area is the heterosexual marriage. Și căsătoria heterosexuală este această zonă. Now, let's say you were a secular Swedish audience. Haideți să presupunem că sunteți o audiență seculară din Suedia. This would be a very hard point for me to sell to you. Asta ar fi un lucru foarte greu pentru mine pe care să-l aduc și să încerc să vă conving. So people would say, okay, we are glad you have a positive view of sex. Okay, suntem bucuroși, ar spune mult, să avem o perspectivă pozitivă asupra sexualității. But why on earth do you limit it to this small area of a marriage with one person? Dar de ce ai limita lucrul ăsta la așa zonă restrictivă doar cu o persoană? Of course you could have sex before your marriage. Sigur ar spune ei, poți să ai parte de astfel de relații înainte de căsătorie. So, how to respond to that? Cum am răspunde lucrul ăsta? Two responses. Ar fi două lucruri la care mă gândesc. The first response is this. Primul răspuns este următorul. That the Christian view takes seriously what we all know about sex. Perspectiva creștină ia în serios ceea ce știm despre sexualitate. Namely that sex is a unique bodily act. Și anume faptul că sexualitatea sau actul acesta este unul strict fizic, unic.
You cannot compare it to anything else we do with our bodies. Nu-l poți compara cu nimic altceva din activitatea trupului. And actually we all accept that. Și acceptăm lucrul ăsta cu toții. Think about the legal system. Gândiți-vă la sistemul legal, legislativ. Why do we have separate laws from that distinguish physical assault and rape? Gândiți-vă la sistemul legislativ în care avem legi care protejează sau care pedepsesc abuzul fizic diferite de cele care pedepsesc violul. Why don't we have one law saying you're not allowed to hurt anyone physically? De ce nu avem o singură lege care să spună să n-ai voie să agresezi pe cineva fizic? Someone punch you in the stomach? Cineva te lovește în stomac? It's a physical assault. Este un semn de agresiune fizică. You are raped? Sau cineva este violat? It's a physical assault. Este de asemenea o agresiune fizică. It's just different body parts. Doar părți diferite ale trupului it's nostru. It's not a fist and the stomach. Nu este pumnul și stomacul. It's the genitals, but what's the difference? Care e diferența? Everyone knows there is a difference. Toți știu că este o diferență. That's why the legal system all over the world makes this difference. De aceea chiar și sistemul legislativ oriunde în lume face această diferență. Someone punch you in the stomach and it hurts. Când cineva te lovește în stomac, te doare. But it's not the trauma for the next 5 or 10 or 15 years. Dar lucrul acesta nu implică trauma pe care persoana respectivă ar suferi-o în cealaltă situație pentru 5 sau 10 ani. A sexual assault or a rape causes trauma. Pentru că violul ar cauza o astfel de traumă. It affects you in a totally different way than other physical pains. Te afectează într-un mod complet diferit decât orice altă durere. So I think it's quite reasonable to have a very specific view on sexual relationships because it affects us so deeply. Și cred că asta este un argument pentru a avea perspectivă foarte concretă sau foarte specifică asupra sexualității, tocmai pentru că ne afectează într-un mod așa de distinct, de unic. The second thing we all know, al doilea lucru pe care îl știm cu toții, is that as soon as you become deeply in love with someone, sex is having a unique function. Este că în momentul în care te îndrăgostești sau intri într-o relație de dragoste cu cineva, partea aceasta sexuală dezvoltă o funcție unică. So let's say you are a Swedish audience. Să zicem că din nou sunteți o parte din audiența suedeză. Most here in Sweden, they are sexually active between they are 16, 17 and then onwards. Aș spune că mulți dintre tinerii din Suedia sunt activi din punct de vedere sexual începând cu 15 ani, 16 ani încolo. And people in young in their teenage years and young people, students, they have sex with different people. It's not a big thing. Și că faptul că au diferiți parteneri din contextul lor nu e un lucru neapărat ciudat. But then they meet the one they want to share their lives with. Dar mai apoi întâlnesc pe cea sau cel cu care vor să-și împărtășească viața. And they enter a serious relationship. Și ei vor să aibă o relație serioasă. Now suddenly sex takes on a new significance. Dintr-o dată lucrurile acestea prind o nouă semnificație. If there is sex with someone outside the relationship, it will questioning the whole basis of the relation. Dacă este vorba de o relație cu cineva din afara acestui cadru, pune de fapt la îndoială tot ceea ce este în cadrul relației. Because now suddenly sex is a sign of exclusive belonging. Pentru că dintr-o dată partea aceasta a devenit un semn al unei apartenențe exclusive. It's the secret between the two lovers saying the two of us belong together in a way we don't belong to any other. Lucru pe care cei doi îl împărtășesc ca un lucru care îi distinge, aparținem unul celuilalt. So the Christian view is
that we say, let's be coherent here. Perspectiva creștină spune, hai să fim totuși coerenți aici. We want to think the same way about sex during our whole life. Vrem să gândim în același mod despre sexualitate pe tot parcursul vieții. That sex is a sign of unique belonging. Că și anume faptul că sexualitatea este un semn al unei apartenențe unice. And therefore we say sex belongs to this unique relationship. Și atunci putem reafirma că sexualitatea aparține acestui cadru unic. Where we have promised each other love for the rest of our lives. Unde ne-am promis dragoste unul celuilalt pentru tot parcursul vieții. Erika Jong is an American feminist, very famous for her book Fear of Flying. Erika Jong este o feministă cunoscută în Statele Unite, cunoscută mai mult pentru cartea ei Teama de zbor. She was like a prophet for the sexual revolution. A fost un fel de profet pentru revoluția aceasta sexuală. And she coined an expression, the sipless fuck, that means sex without obligation. Și ea cumva a patentat lucrurile acestea, cumva relațiile acestea fără obligații. So she promoted the sexual revolution. Ea a fost cea care a promovat revoluția aceasta sexuală. Now she was interviewed a few years ago in the Swedish press. Și intervievată cu câțiva ani în urmă în presa suedeză. And they asked her, "What do you think about this idea of sex without obligation?" Și întrebată fiind, "Ce crezi despre această idee a relațiilor fără obligații?" It's gone 37 years since you wrote your book. A trecut 37 de ani de când ți-ai scris cartea. And this is what she said. Și iată ce a spus ea. Sex without obligation, it does not exist in reality. Lucrul acesta nu există în realitate. It's just a fantasy. Este doar o fantezie. Sex always causes some kind of relationships. Lucrul acesta întotdeauna dă naștere unor relații. So here you have the prophet of the sexual revolution criticizing the sexual revolution. Ai profetul revoluției care critică revoluția în sine. It does not fit with reality. It's a fantasy. Lucrul acesta nu se potrivește cu realitatea, este un fapt. Let me end with a quote from a film with Tom Cruise. Închei cu un citat dintr-un film. The film is Vanilla Sky. Film cunoscut Vanilla Sky. Tom Cruise plays a young man called David. Tom Cruise joacă rolul unui tânăr. He meets a very beautiful woman and starts a relationship. Întâlnește o tânără frumoasă cu care începe o relație. But he also have a mistress. În același timp are și o amantă. And when that is discovered, when the other woman discovers this mistress, she says this. Când cea care era trebuia să fie fidel, descoperă relația, ea spune în felul următor. Don't you know that when you sleep with someone, your body makes a promise whether you do or not? Nu știi că atunci când ai astfel de relații, trupul tău face o promisiune, chiar dacă tu știi sau nu știi asta. That's actually the Christian view. Și lucrul ăsta este parte din perspectiva creștină. You shouldn't say with your body things you are not prepared to say with your mouth. N-ar trebui să spui cu trupul ceea ce nu ești pregătit să spui cu gura. Therefore you shouldn't say with your body I want to be one with you. N-ar trebui să spui cu gura vreau să fiu una cu tine. Unless you first are prepared to say with your mouth I want to be one with you for the rest of my life. Dacă nu ești pregătit să spui cu cuvintele, sunt pregătit să fiu una cu tine. So I actually think that the Christian view makes sense of our bodies and our sexuality. Consider că perspectiva aceasta creștină este cea care are sens cel mai mult cu privire la trupul și la cuvintele noastre.